Capitolul 1 din Evanghelia după Matei este un capitol plin de istorie. De la Avram până la Hristos e istoria poporului lui Dumnezeu, a poporului Israel, e istoria lucrării lui Dumnezeu, istoria planului lui Dumnezeu cu poporul Israel și e multă istorie comprimată, scrisă subțin. Însă, capitolul 1 e plin de istorie. Capitolul 2 din Evanghelia după Matei este un capitol plin de geografie. În capitolul 2 predomină geografia. Avem răsăritul, avem Ierusalimul, avem Betleemul, avem Egiptul, avem Iudeea, Betleemul din Iudeea, avem Galileea, avem Nazaret, o mulțime de locuri geografice sunt prezentate în acest capitol. Capitolul 2 este un capitol de geografie biblică, de geografie spirituală. În capitolul 1 este istoria Domnului Iisus Hristos, și în capitolul 2 este începutul geografiei, într-un fel a lucrării sale din punct de vedere geografic. Cum s-a întrupat în Betleem și prin întruparea lui atins și răsărit. Cum s-a întrupat în Betleem și prin întruparea lui atins și Egiptul. Și a mers în Egipt. Și tot ce a fost scris și în capitolul 1 și în capitolul 2, a fost scris pentru învățătura noastră. A fost scris ca noi să învățăm. Să învățăm lucruri, să învățăm adevărul important din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm în dimineața aceasta la acest pasaj care continuă relatarea după plecarea magilor. Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus după ce au venit magii, s-au închinat după primii căutători, după prima închinare. Matei prezintă lucrurile în premieră, într-un fel, pentru poporul iudeu, pentru cititori. Acum noi suntem familiarizați într-o măsură cu ele, da? Pentru cei ce le auzeau și le citeau prima dată, era ceva, spuneam și ieri, surprinzător, era ceva în premieră, era ceva unic, era ceva uimitor. După primele lucruri pe care le-am văzut, primii căutători, prima închinare, urmează primele călătorii sau primele călătorii și încercări ale regelui. Regele începe să călătorească și începe să întâmpine încercări, probleme, opoziție, este căutat să fie omorât și alte lucruri. În această dimineață, la aceasta aș vrea să privim, la primele călătorii și primele încercări ale Regelui Divin pe Pământ. Și trei lecții vreau să desprindem din aceste prime călătorii, prime încercări pe care ni le prezintă Evanghelistul Matei. Trei lecții foarte importante. Trei lecții foarte, foarte importante pe care vreau să le înțelegem în această dimineață. Prima lecție este o lecție despre proeminența Regelui. O lecție despre supremația, despre măreția Domnului Iisus Hristos. Dacă aș fost atenți și dacă suntem atenți la un detaliu, e foarte important când citim relatarea Evangheliei după Matei. Întotdeauna în prezentarea făcută de Matei și în mesajele inserate de Matei în textul Evangheliei, în mesajele Îngerului, Domnul Iisus Hristos are proeminența. Domnul Iisus Hristos are prioritate. Are supremație. Are supremația în fața Mariei. Ascultați cum spune și versetul 11 din care am citat seara. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria.
Îngerul îi vorbește lui Iosif, versetul 13, din care am citit. După ce au plecat magii, Îngerul al Domnului se arată în vis Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe Maria, mama lui, și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți vei spune el. Versetul 14, Iosif s-a luat, s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod. Versetul 19 și 20. După ce a murit Irod, Îngerul al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Evanghelistul Matei ne scrie în așa fel încât să ne arate că Domnul Iisus are proeminența. Domnul Iisus Hristos are supremația. Domnul Iisus Hristos este prunc ca om, dar este regele divin. Este regele regilor și împăratul împăraților, slăvit să fie. El are supremația în fața Mariei. El are supremația în fața lui Iosif. Da, Iosif trebuie să se îngrijească de el ca prunc, însă Dumnezeu îi spune prin toate aceste mesaje și prin înger, pruncul e mai important decât tine, pruncul e mai important decât Maria, acest prunc e mai important decât tot. Are supremația în fața lui Irod. În ochii lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul Dumnezeu întrupat între noi, slăvit să fie El. Are supremația în fața îngerilor. El este mai presus de îngeri. Și este mai presus de orice nume, spune Evanghelia și spune Cuvântul Dumnezeu, de orice nume care se poate numi atât în viața acesta cât și în cel viitor. Și Evanghelistul Matei, chiar prin aceste călătorii și prin aceste încercări ale regelui, vrea să ne arate supremația regelui. Regele nostru este suprem. Regele nostru este rege și Dumnezeu binecuvântat în veci. Slăvit să fie. Amin. A doua lecție, foarte importantă, pe care ne-o comunică Matei prin prezentarea primelor călătorii și primelor încercări, este o lecție despre prioritatea Scripturii în lucrarea și în viața regelui. Spuneam și miercuri seara că lucrarea și întruparea Domnului Iisus, lucrarea Domnului Iisus, toată a fost făcută în conformitate cu Scriptura. Toată a fost făcută în așa fel încât în El, prin El, prin întruparea Lui, prin lucrarea Lui, prin viața Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, s-au împlinit toate Scripturile cu privire la El. Tot ce spune Scriptura cu privire la El s-a împlinit ad literam, s-a împlinit în totalitate, s-a împlinit ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne învață și prin lucrarea Lui, și prin întruparea Lui, și prin suferințele Lui, ne învață că Scripturile au prioritate, Scripturile sunt adevărul, Scripturile se împlinesc. El spune mai târziu, în capitolul 5, vă spun că n-am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să împlinesc. N-am venit să stric. Nici o iotă. Ci am venit, spune Hristos, să împlinesc fiecare iotă a Scripturii. Fiecare cuvânt care a fost în Scriptură se împlinește în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Amin. În Evanghelia după Matei, capitolul 2, sunt prezentate 4 profeții care se împlinesc în întruparea și în începutul vieții Domnului Iisus, începutul călătoriei Lui pe acest pământ. În capitolul 2, versetele 5 și 6, este citat prorocul Mica, profeția lui Mica, despre locul în care se va naște Domnul Iisus. Mica a profețit cu 700 de ani că în Betleem se va naște împăratul, căpetenia poporului Israel, păstorul care va conduce pe Israel la pășunea împărăției lui Dumnezeu. E profeția lui Mica, care s-a împlinit exact. Exact, în detaliu, s-a împlinit ce spune Mica. Și tu, Betleem, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. În textul pe care l-am citit în această dimineață, sunt încă 3 profeții despre care Matei spune că s-au împlinit.
în Domnul Iisus prin călătoriile Lui, prin călătoria în Egipt, prin întoarcerea din Egipt, prin ce s-a întâmplat în Betleem, moartea copiilor uciși de Irod, datorită mâniei, furiei Lui, că magii n-au venit să-i spună unde au găsit pruncul, cum este pruncul, unde este pruncul. Irod s-a mâniat și spune versetul 17, atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și voce mult. Rahela îngerea copiii și nu voia să fie mânghiată pentru că nu mai erau. Când l-a chemat din Egipt, versetul 15 spune, acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Osia, Ieremia și ultimul verset spune că așezarea lui în Nazaret a Domnului Iisus pentru o vreme, până la maturitate, până va crește și va începe lucrarea, așezarea lui în Nazaret a fost tot pentru împlinirea Scripturilor, a prorociilor. S-a dus și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, mai mulți proroci. Asta e cea mai dificilă prorocie din Scriptură despre care se spune că s-a împlinit în așezarea Domnului Iisus Hristos în Nazaret, deoarece, din câte am citit eu și am studiat eu până acum, niciun cercetător n-a găsit o prorocie care să spună că El va fi chemat Nazarinean. Nu există în Vechiul Testament, sau poate încă n-am descoperit-o, încă n-a lăsat Dumnezeu să o descopere cercetătorii, profeția aceea care spune El va fi chemat Nazarinean. Asta înseamnă că aici trebuie să fie ceva ce încă noi nu ne-a fost încă descoperit să înțelegem pe deplin. E un adevăr că Scripturile, dacă noi am înțelege pe deplin, Scripturile sunt Cuvântul lui Dumnezeu care descoperă gândurile și planurile lui Dumnezeu infinit pe care noi nu putem cuprinde toate profunzimile și adevărul Scripturii, noi nu le putem prinde cu mintea noastră, oricât de luminați am fi. Chiar luminați de Domnul, avem limitările noastre și nu putem pricepe chiar tot ce înseamnă Scriptura. E Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Cuvântul lui Dumnezeu, am putea înțelege poate aproape tot perfect, dar fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura e mai presus de noi. E mai presus de mintea noastră. Însă Dumnezeu ne lasă să înțelegem atât cât trebuie. Însă și celelalte două profeții pe care le avem astăzi, profeția lui Osia. Dacă citiți Osia, capitolul 11, veți vedea, spune că am chemat pe Israel, pe fiul meu, din Egipt. Osia, când scrie, în profeția lui se referă la ieșirea lui Israel. Recapitulează Osia ieșirea și aduce aminte după ani cum Dumnezeu a chemat pe Israel din Egipt, cum l-a spus din Egipt, ieșirea lui Israel din Egipt. Dacă veți citi Ieremia despre plânsul și bocetul Rahelei, Ieremia vorbește acolo despre robia babiloniană. Va fi plânset și bocet pentru că copiii lui Israel vor merge în robia babiloniană. Dar întrebarea este cum se împlinesc în Domnul Iisus Hristos acele cuvinte profetice? Noi n-am știut niciodată dacă n-ar fi fost revelația Noului Testament, dacă n-ar fi fost textul acesta din Matei că Osia, că Dumnezeu prin ce spunea în Osia avea în vedere și pe Domnul Iisus. Noi n-am știut niciodată asta. De aceea, încă un adevăr pe care vreau să-l subliniez este că Noul Testament completează și luminează Vechiul Testament. Nu poți înțelege corect și complet Vechiul Testament fără Noul Testament, dar nici Noul Testament nu poți înțelege fără Vechiul Testament. Avem nevoie de toată Scriptura, de aceea Pavel spune mai târziu lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune de prihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul descoinit
pentru orice lucrare bună. Dar cum s-a împlinit prorocia lui Iosea și cum s-a împlinit prorocia lui Ieremia în viața, în călătoriile Domnului Iisus în Egipt? Și apoi cum s-a împlinit și ce profeții s-au împlinit prin așezarea lui în Nazaret? Vă dau o idee. Profețiile acestea s-au împlinit prin identificarea Domnului Iisus, analogia Lui cu poporul Israel, care a fost rob în Egipt. Domnul Iisus Hristos a mers și El în Egipt ca să se identifice. Spune din capitolul 1, cu versetul 21, că El a venit să mântuiască, să izbăvească pe poporul Lui. Și de aceea El vine și își asumă, se identifică cu istoria lui Israel. De asemenea, Domnul Iisus Hristos se identifică cu robia babiloniană. Cu tot ce a pătimit Israel, Domnul Iisus a venit să se identifice, să parcurgă într-un mod diferit, dar mai măreț, istoria poporului său. A venit să simtă cu poporul său. Și în felul acesta, identificându-se și făcând analogia între Israel și Hristos și unitatea aceasta între Israel și Hristos, înțelegem împlinirea acestor profeții. Hristos s-a identificat cu Israel. Și s-a identificat cu toată lumea. Prin locuirea în Nazaret, Galileea neamurilor, locul disprețuit din Israel, Domnul Iisus Hristos se identifică cu neamurile, cu cei disprețuiți. Prin a merge în Egipt, se identifică chiar cu Egiptul. Și în viitor spun profețiile Isaia că și Egiptul va fi poporul Domnului. Și acum, bineînțeles, poporul Domnului este din toate națiunile Domnului. Și în Egipt are Dumnezeu cu pe Iubiț, și în Babilon, cu Babilon, și peste tot, Hristos are popor. Și El este rege. S-au împlinit Scripturile în El prin identificarea Lui cu Scripturile, cu poporul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu din vechime. Slăvit să fie. Ce ne învață Hristos prin călătoriile sale, prin primele călătorii, prin primele încercări, este că Scriptura are prioritate. Scriptura este supremă. Scriptura este adevărată. Scriptura este autoritară. Și Scriptura este actuală, dragii mei. Mereu actuală. Scriptura este la zi, întotdeauna. În fiecare zi, citind Scriptura, ai ceva pentru astăzi. Chiar dacă citești pe Isaia, care a vorbit acum 700 de ani, chiar dacă citești pe Osea, care a vorbit acum 600 de ani, chiar dacă citești pe Ieremia, care a vorbit acum 500 de ani, sau tot 600, chiar dacă citești pe Mica, care a vorbit acum 700 de ani, chiar dacă citești pe David, care a vorbit acum 1000 de ani, chiar dacă citești pe Moise, care a vorbit acum 1400 de ani, Scriptura e adevărată, Scriptura este autoritară și Scriptura este actuală. Și de aceea și noi trebuie să învățăm lecția aceasta. Scriptura este prioritară. Asta ne învață Hristos prin toată lucrarea Lui. Trebuie, le spunem la un moment dat, când ajunge în Ghețiman, dacă citim în Evanghelia după Matei, capitolul 26, și când vin să-L prinde dușmanii, Matei 26, versetele 52 înainte, unul din ucenici spune, versetul 51, din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia și din alte evangheliști, că a fost Petru, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus a zis, spune-ți sabia locului, că și toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Atenție cu sabia. Vezi cum dar se spune? Credeți că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Da. Cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Dacă eu m-aș feri
și m-aș proteja pe mine, spune Hristos, aș putea ruga pe Tatăl dacă aș căuta confortul meu și binele meu și plăcerea mea, aș ruga pe Tatăl și mi-ar pune la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Știți ce înseamnă asta? Mult. 5-6.000 legiuni de îngeri. Păcătiți 12-6.000. Și ce poate un înger? Ce era praf de Israel, praf de lume? Dacă Hristos făcea un semn. Dar zice, cum se vor împlini Scripturile care spun că așa trebuie să se întâmple? Hristos însuși se supune cuvântului Său, se supune Scripturii și spune Pavel mai târziu, Hristos nu și-a plăcut Lui însuși. Și-a căutat plăcerea Tatălui și împlinirea cuvântului. Domnul să ne ajute și pe noi. Asta învățăm de la rege. Asta învățăm de la Cel ce este Regele Suprem. Să învățăm să ne supunem Scripturii și să acordăm prioritate Scripturii. Domnul să ne ajute. Amin. A treia lecție și ultima în această dimineață. Hristos, prin primele sale călătorii și prin primele încercări, ne predă o lecție despre pătimirea Lui. El ne spune de la început că n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. El ne spune de la început că a venit să sufere. El ne spune de la început prin viața Lui, prin condițiile în care trăiește, prin condițiile în care se naște, s-a născut în Iezre, a fost disprețuit și părăsit, om al durerii și obișnuit cu suferința. De la început, călătoria în Egipt, suferința copiilor și a familiilor din Betleem, așezarea în Nazaret, care înseamnă dispreț, bațocură, poate fi ceva bun în Nazaret. Asta era ideea în vremea aceea. Din Nazaret nu este nimic strălucit. Acolo sunt oameni slabi. Acolo e o regiune cu paria societății. Ei, acolo s-a dus Hristos. S-a identificat cu robia poporului în Egipt, s-a identificat cu robia poporului în Babilon, s-a identificat cu durerea Rahelei și cu durerea mamei care plânge după copilul ei, s-a identificat cu disprețul pe care îl supereau nazarinerii din pricina celor ce se credeau superiori, s-a identificat cu cei ce suferă, cu cei ce sunt întristați și încercați. S-au temblat și se întreabă oamenii de multe ori. Și astăzi, chiar cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, și uneori atei cel mai mult, întreabă dacă Dumnezeu există, dacă Dumnezeu e bun, dacă Dumnezeu e tot puternic, ce face Dumnezeu față de suferință și față de răul din lume? Și cred că cel mai bun răspuns care există este ce-a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos. Știți ce face Dumnezeu față de suferință? Se identifică cu suferința. Știți ce face Dumnezeu față de rău, față de tot ce este rău? Se identifică cu cei ce suferă răul. Se identifică cu cei oprimați, cu cei subjugați, cu cei batjocoriți, cu cei bătuți, cu cei care sunt azi la o parte. L-a scos fariseii pe orb afară din orbul care fusese vindecat de Domnul Iisus afară. Du-te afară, ce vrei tu să ne vezi pe noi? Spune textul că a venit Iisus la el. Când l-au dat farisei afară, a venit Iisus la el și a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cine-i Doamne? Ca să crede în el.
cel care vorbește cu tine. Cred, Doamne, și s-a închinat, spune Evanghelia. Iisus este răspunsul lui Dumnezeu la suferință. Dacă te întreb, îi pasă lui Dumnezeu de suferința mea? Îi pasă lui Dumnezeu de durerea mea? Îi pasă lui Dumnezeu că eu sunt disprețuit la locul de muncă? Îi pasă lui Dumnezeu că oamenii se uită urât la mine? Îi pasă lui Dumnezeu că nimeni nu mă bagă pe mine în seamă? Da, îi pasă! Iisus Hristos este răspunsul. Prin El Dumnezeu îți spune și îmi spune mie că Lui îi pasă de fiecare durere a noastră. De orice suferință, de orice fel de rău pe care îl suferim, lui Dumnezeu îi pasă și El a venit în lumea noastră ca să ia răul din lume asupra Lui și să-L nimicească. El a venit să se identifice cu durerea, cu suferința, cu toate tipurile de durere. Durere sentimentală, durere fizică, durere intelectuală când ești disprețuit pentru gândirea ta, pentru orice tip de durere. Hristos a venit în lume să se identifice. Asta ne învață Regele prin întruparea Lui. Că în El avem pe cineva care simte cu noi. Și a spune autorul Epistolei către Evrei mai târziu că El s-a asemănat cu noi în toate lucrurile. Și ideea este și acolo că s-a identificat cu noi în toate lucrurile. Mai puțin în păcat. El n-a făcut păcat, dar a luat păcatul supra. El n-a făcut păcat niciodată. În gura Lui nu s-a găsit vicășul. El n-a făcut niciun rău, dar a simțit cu cei care sunt loviți de rău, asupriți de rău. Și tocmai de aceea ne-a lăsat și Dumnezeu cuvântul acesta. El a fost numit Nazarenean. Asta înseamnă disprețul. Sunt prorociile care vorbesc despre disprețul Lui. Despre batjocura care va fi adus, despre moarte, despre suferință. Toate acestea își au împlinirea în acest adevăr. El, Iisus din Nazaret, este Regele Iudeilor și este Regele Divin care s-a identificat cu noi. Slăviți să fie! Ce am învățat astăzi din cuvântul Domnului, din primele călătorii și primele încercări ale Regelui, că El are supremația. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Am învățat că Scriptura are prioritate și trebuie să aibă prioritate în viața noastră. Să facem totul după cum este scris. Pavel le spunea mai târziu Corintenilor, v-am învățat prin mine și prin altul să nu treceți peste ce este scris. Nici Fiul lui Dumnezeu n-a trecut. Uneori, așa ușor, n-ar zice că călcăm în picioare, dar trecem. Trecem cu ușurință peste ce este scris și căutăm ce ne place lor. Și am învățat că Hristos a venit să pătimească și s-a identificat cu suferința noastră, cu durerea noastră, cu nevoia noastră de eliberare de orice opresiune, cu nevoia noastră de a fi eliberați de suferință, cu nevoia noastră de a fi eliberați de păcat, cu nevoia noastră de a fi eliberați de orice ne apasă, de orice rău. Să găsim în El pace, împlinire și mântuire. Slăviți să fie El. Amin. Domnul să ne ajute și pe noi. Să-i dăm cinste Regelui, care este Domnul Iisus Hristos. Să ascultăm și să împlinim Scripturile. Să ne bucurăm că Hristos este cu noi și în suferință. El rămâne credincios cuvântul Lui. Ne mântuie, ne întărește în suferințele noastre și ne dă putere să mergem înainte prin Duhul Lui, prin puterea Lui. Slăviți să fie El. Amin. Amin.